Da, eu deja filmez, da. Stai, oleacă, muș, e muș. Muș, stai, oleacă, muș. Și e aici. Asta la voi spitalul, da? Asta e spitalul la voi, și aici. Policlinica, spitalul, da. Iată, uitați-vă. Stai, oleacă, oleg, rap de două secunde. Mă aflu în satul Coloniță. Satul Coloniță sub Chișinău, 4 km de la Chișinău. Deci, uitați-vă aici și e interesant. Omul ăsta care are casă aici, că uitați-vă, are casă, are poartă. A avut drum, făcut singur cu mâinile lui și a făcut drum la intrare, pentru că e altă stradă. Adică strada vine, gardul lui, e că intrare pe aici. Are actele în regulă. Ia uitați-vă, primărița de la Coloniță. Da. Iau și stai, oleac, se vede asfaltul. Uite aici și rabde, oleac, oleac, să arătăm de la început, cu lumea să înțeleagă. Rabde, că îți dovedești. Ia că l-am prins la procuratură, scrie plângere pe primăriță. Ia uitați-vă și despre el făcut. Și cu cimentul ăsta ai făcut aici? Ia uitați-vă. Și cu cimentul ăsta. Și, băi, băiete, uite aici la început. Asta e pisuială de bani. Uite aici de la început. Aici e, Doamne ferește. Ia uitați-vă. Avea omul drum, asfalt, avea drumul până acasă. S-a făcut cum a putut el asfaltul, singur el. Nu a venit la primărie să-l ceară. Și uitați-vă ce face primărie. Face trotuară. Dar și încă pe trotuară. Deci doi oameni se întâlnesc, trebuie să dai unul în drum. Da, una se dă ei jos de pe... Ia uitați-vă. Ia că aici 25 de ani eu toată le-am făcut. Dar 45 de ani tatăl meu a trăit aici. Și ia că Galina, vecina mea Galina Motovilova, drumul și ăla, asfaltul și ăla, 10 metri pe 5, l-a pus-l cu tatăl meu, 38 de ani în urmă. Și aici era glot și nu puteau să treacă mașinile, când ploua nu puteau să treacă. Ia uitați, ia uitați ce faci. Da, dar el trebuie să-ți lese drum, ca să poți intra. Eu trebuie să dăm drogadă. Apiu și zic, da. A mâine spune, dacă tu stai cu mașina în coașii și stai bordiurul, ia să chemi poliția. Primăriță de Coloniță, în genul zupra. E ca ieri așa. Am filmat-o și... Dar cum să ai acces în ogradă cu mașina? Cum e? Să nu-i dosar penal pe dânsa? Procurorul, eu să prin petiție la procuratură. Ia uitați-vă. Eu închis accesul la casă și tu nu poți intra, cu că este grant european. Ia uitați-vă, o format tot drumul și face grant european. Trotuar. Da, trotuar. Era drumul până la partea și e drumul. Și eu închis șefa spitalului și cu drum european, suială de bani. Câți bani pe drumul ăsta european? Dar nu știu, ia că trebuie controlat. Da, ia uitați ce a făcut. Drum european, vedeți? Făcut o lecuțică de... Pe din dosul policlinicii, făcut drum european. Eu închis omului accesul total, ia uite ce, drumul european. Și tot numai european. Și vin mașinile să iei musul. Ia așa, că eu spus că este grand european. Și unde să mute muia? Muia iară să pisuiască bani pentru musul, ia uite ce. Ei, Angela Zaporojan de la Coloniță, tare, să mai plânge lumea pe consilierii ăștia de la Coloniță și pe... Da, ce că Dumitru Braghi și ăștia, ăștia arhitectul principal, ne-a spus că Dumitru Braghi și el aici au făcut, a semnat, aici că ieri au fost comisie și la spital și semnau aici, să faceau ce? Și fac ei. Dar cum a zis de eu cu așa? Și că față drumul într-o de parte și ei, a spus. Înțelegi? Da. Facă într-o de parte și ei, e ca Angela Zaporojan. Da, mută-ți poarta, mută-ți tot. De limba rusă și de limba română de la Mahare. Dar pe numai profesoare primari nu au fost, da. Ia uite, dar cum ar să vină mașinile între ei? Da, chiar interesant, uite. Cărușeanu, să iei cu mâna. A, să iei cu Cărușeanu, să ducă, de să mai pui inventarea, să mai ducă. O persoană este acolo în Baranov, care strânge bani la Coloniță, să prefacem pământul și noastră, să prefacem nagrade în... Scoateți masca să se audă, nu te teme, nu te iei nimeni, nici un COVID nu te iei. Maria, și el strânge bani la primărie Coloniță, strânge bani, nu dă niciun bun, și de pe mine nemul spune că el i-a dat 2000, odată și-a dat 2000, și i-a dat a doua, ultima dată, 4000, 8000 de lei, și el spune că nu i-a dat 4000. Dar pentru ce să dai bani?
Acum să prefacem pământul cel care eu mă obțin la colăniță acolo. Ca să vă facă chipurile titluri. Să faci titluri, da. Din titluri din agroade să facă sub construcție. El a strâns 2000 la mine, încă 2000 la mine și încă 4000 și eu... Fără niciun bun de plată. Și mă duc de pe locurile mele și mă duc în altă parte. În altă parte mă duc. Eu pe locurile mele, în parțile sunt părcele mitele, dar pe locul meu. Nu mă trimite nici mai aproape și mai departe. Pe locurile mele. Dar ai scris către consilieri. Ce scriu? Cerere către consilieri. N-am mai scris niciun cerere. Dar băi, măi, oameni Dumnezeu, primii sunt consilierii la voi în sat, gospodarii satului ăsta sunt consilierii. Și apă-i primăriță. Domnul Maranov strânge bani la persoane, face acolo adunări în sala și de festiva primăriei, e cheile de la primăriță, am văzut că odată e cheile, n-aș cu acordul ei, el strânge bani la noi. Și nu dă niciun bon. Și eu m-am revoltat, oameni, cum el strânge bani și nu dă niciun bon. Dar tu așa om deștept, cum să dai fără bon să dai bani? Ia că așa, 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 4 sau 8? Nu, i-am dat total 8. Aha. 4 i-am dat și el nu recunoaște, dar 22 el recunoaște. Pentru geologie, geodezie, dar nu știu ce s-a făcut el cu geologie, geodezie, că așa ne frăierește. Dar este cu acordul lui primăriță. Da, pe măi, pentru... Asta mi-e zi așa o scriperie bunicică. Da, pentru a vă faci titluri, totdeauna să îi pun tot așa granturi europene, aduc, fac, prefac, proiecte. Ia uitați-vă ce e aici, uitați-vă ce deal. Din drum, dar aici drumul e la Turcătoare. Da, aici da. Stradă că e păcat, la omul da, e... Da, dar eu nu mă pot, când ați ploaie, îți duci ploaie și ați vii tot ploaie aici în vale. Cum se face la voi aici? Și gândesc și fac eu, dacă e învățătoare de limbă română sau rusă. Da, dar păi aici are arhitecturi, are da, cineva... Da, păi este el și că eu nu... Da, pe noi nu le înșeri socoteala cât costă drumul ăsta. Și spune el, Braghi, și totul că eu avut ieri un consiliu unde au 7-8-9 oameni și consulierea și sferică și au făcut aici. Ia uitați și bardac și râs, leapă de... Asta mi-e mașină în coștie. Da, deșeurile, să le ducă la deșeuri. Nu, nu grada mea, n-am acces, nu grada mea, n-am acces. Da, dar pe asta e dosar de cedu. N-am în grada mea acces. Aici e dosar de cedu, dacă ia uitați-vă. Și ne-a spus ieri. Clodul, lăsat pământul. Da. Lăsat pământul, uitați-vă, iată așa, i-a lăsat pământul și i-a făcut principalul drum european. Nu, ascultă, doamnă Maria, și am informație că de aici, ia, 90 de blocuri, nu-s, 25 de stași de ciment, nu-s, și două pădoni de nu-s. Nu, sunt experți care măsoară drumul cum am făcut noi la Trușeni, măi. La Trușeni, cum s-o depistat drumul? S-o depistat pentru că este expert care spune, dar tu ascultă ca bărbat, este expert. Să iei câte centimetri aici sunt, cât jumătate de metru, cât are bordiurul ăsta de mare, să iei expertul și face că metru, și cu voi. Dar pe ea ca să le găsească, am să ducem comisie, dar cum dar? Da, ia uitați-vă și bardac e aici, și bardac e aici, și asta e policlinică, oameni buni. Boliță, da. Boliță, policlinică, ia uitați și bardac e aici. Ia uitați și bardac e aici. Uitați-vă și bardac e aici la coloniță, ia uite. Da, o zvârlit tot în afară. Aici e drum european, la tot bardac. Da. Drum european, grant european, corect? Da. Da, la tot bardacul ăsta și musorul ăsta la colonița, că tot îmblă primărița asta cu telefonul în mână și tot arată, ieși, defilează, că e atâtea face. Voi știți câți bani face de aici? Vedeți ce spune lumea? Uitați-vă. Ia câtele, cât are unde ăsta un bărdiur de ăsta, vedeți? Cât are un bărdiur? Ia că uitați-vă. Din drum, eu am făcut tata meu cu gara. Un bărdiur și cât intră în trânsul până aici, cât intră. Și iei metru și vieți. Foarte ușor. Aici n-ai face. Aici o leac de matematică, mulțești lungimea, mulțești lățimea, mulțești grosimea. Și capiți câți bani s-au folosit pentru ăsta drum, al lor anumit european. Vă place drumul european, da? Dar pe murdărie eu și spun, Doamne ferește murdărie, oameni buni. Asta e 10 ani, mai mult. Mai mult de 10 ani. Mai mult. Nu se face nimic. Dar nu nimic. Ne uite, da, Doamne. Pentru copii, să nepoței, să joace. Să facă, da, să facă ceva. Am încercat băietul meu și am făcut act de curățenie pe aici și au sădit niște copăcei. Și i-a rupt căprile care erau venit rânduri. Și așa șede. Mai și opresc eu că și mari. Să nu crească chiar... Așa, cum avem noi grijă tot. Da. Eu tot așa am grijă de grădină, că ți-ai rușine de unii ieși, da, ți-ai rușine de unii ieși, ți-ai rușine. Ia uitați-vă cât e hârtie. Da, eu văd, da. Le mai strâng, le mai pun și iar din nou. Da, pe-au, ia că uitați-vă cum tot pelicula și ea mai rămâne de la tot, ia uitați-vă cum tot rămâne. Și-a s-o bat amul și-a vântul și-a s-o duc. Da, pe tic sunt aici acum, pelicula. Eu nu știu și... Dar
Dar v-ați adresat vreodată la consilier? Da, la... nu mă duc, eu zbor, n-am ușit la pat și da. Nici n-am cui să mă adresez. N-ai cui, da. Eu am văzut, da. Eu am văzut cât... cât... Eu ieri am spus doamnei că noi am lucrat astea ani. Și o știu, dar bine, doamnă. Și ei spun și da și fac eu rău, da și bine faci. Da și bine faci, în mijlocul drumului faci da. Trotuar. Asta și n-am văzut, nu ne-am chinuit ce am pus. Când îmi punea asfaltul, am rugat ca să duc până așa mai departe cu asfaltul, că era glod atunci. Și astea, și în partea și ea, și în partea asta. Și cum, adică până acum au fost drumul, ca așa, până la școală. Și era drum, dar nu trebuie, trebuie nu, de făcut în altă parte. Asta trebuie de făcut în altă așa parte. Era drum, nu era, nu era gardul și ala, era drum căs, aici așa un drum. De astea. Nu știu. Da, să vii o pojar, nu am vrea să vii o pojar, deci eu, pe unde să trebuie? Da, dar și uitați-vă, toate deșeurile cele care sunt acolo, cum ar să ducă mașina la deșeuri? Prin glot și pe urmă ar să iasă la, la asfalt? Apoi e, acum tării cu de acolo, tării cu așa, așa. De tării ritm aici? Da. Gata, închide accesul la om la poartă și încă categoric, închide și încă și spune dacă ai să mergi. Dar el trebuie să-ți dai în scris. Haidem la primărie și să scrim la... Pentru ce să te iei judecate? Pentru ce? A, eu am spus că dacă vrei să plătești bani, să-i plătești, dacă vrei mai să-i bă drum așa de lezea, vrei, plătești bani. Noi am plătit bani atunci când s-au pus asfaltul. Da, noi am plătit bani atunci când tata mea a plătit cu galea, când a făcut asfaltul. Uite, așa era asfaltul și uite asfaltul. Și un metru de asfalt mai mult. Și că așa îți valie să iară mizerie și o să facă drumul european în toată mizeria asta? În cazul leacă curățit, că nu știu, ca să veniți dumneavoastră. Da, uitați-vă și e... Și de Doamne ferește, eu nu știu, cât se poate, că ni tare lumea ne-a spus, Doamne ferește, să faci și cu parcurile și cu tot, le iei casele la oameni. Eu am mult aici la colonița de lucrat, foarte mult. Am e ca doamna tot, chiar în susună mușia, poate mă duc și la locul ei să arăt. O îmi pune să-și vândă casă, la licitație, vă închipuiți? O îmi pune, cum? Cum poți tu să îi împui? Eu din 84 lucrez, ca aici am venit. Am primit lot de pământ pe deal și eu sunt o familie, dar soțul era o altă familie. Și eu l-am lămurit, Zina, și mă pui tu pe o familie amândoi. Dacă da, eu da. Parte și ele parte, corect. Eu lucrez în sat, la grădiniță, lucrez. Dă-i lotul meu aparte și a lui aparte. Ei, sunteți o familie și nu să fie probleme. Nu-i corect. Ia că au trecut problemele. Că tu am plătit pământul până acum, și... 16 să împarte și așa și le-am mai văzut, cât am umblat, și 16 în partea asta și le-am plătit an la an, eu acum am rămas fără pământ. Da, eu știu, toată lumea, da. Soțul a murit, pământul s-a dus. S-a dus, că ești aici sub Chișinău și lor le trebuie da. Pământurile, da. Și lor le trebuie să vândă. Da, corect, corect. Și acum, de unde pământ? Dar titlurile când s-au dat, nu v-au dat titluri, nu v-au dat nică. E titlul, mi l-au dat peste vreo 2 ani, până și umbrit soțul, după soțul. Aha, da. Dar el era o familie și o altă familie. Nu, nu eram astăzi. Și astea, și Zina, dă-mi titlu. Doar lucrez cu voi aici, unii titlul meu. Zina Ghim, Zina Ghim. Da. Dar de ce nu l-ai pus... Și... Dar de ce nu l-ai... O să-l caut, o să-l caut. Nu, dar la... de ce nu te-ai dus la notar să-l faci moștenire după ce a murit soțul? Știți, am făcut o greșeală când mi s-a dăruit toată aia asta când el era înainte de moarte. Apoi eu, noi am uitat să introducem și... Dar trebuie să nu sunteți... Și am fost la notar și nu da, la bătăie și nu-i dat. Să treacă după mine. Da. M-am dus la notar și notar... Dacă a trăit mai mult de 3 ani de zile, chiar și dacă a trăit într-un... Nu numai decât înscriși... Nu am trăit, dar eu am făcut casă. Corect. Chiar dacă nu sunteți înscriși, oricum judecata, îți dă ții pământul. Să-l dă ții, pentru că tu ai trăit mai mult de 3 ani de zile. Eu din 84, nu 3 ani. Da. Aici e sub Chișinău oameni buni și aici e pământul, aici e scump. Aici se omoară, da. Se omoară, da. Doamne. Fiecare... Dar în cimitir să vedeți și ea, că eu trăiesc lângă cimitir, pe eu de-am săturat de gunoi. Ăsta e cimitirul, da? Da. Și nu aveți un sturuj în cimitir care se mături? De care sturuj? Nu, nică. Dar plătiți pe anual, că eu pun să-mi iei impozitul. Dar nu plăti mie, nu plătește nimeni și nu vă așează să astea. Și când mai era înainte, că mă scuzați, că unde este care cine stea, păi îi plătim și să mergi fășiți ulea de curățenie în cimitir. Și tu și ești fășiți, da, mă, dai pe cine să plătești. Că eu ia că tăt gunoiul, îi fac de pe o mărmânt și pun pe... Da, 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 corect. Acolo se gradă la mine, tăt gunoiul. Dar n-aveți tot de astea pentru deșeuri, n-aveți vasă de acolo, în cimitir? Nu-i nimic aici. Nu-i nimic.
Hadem la primărie să întrebăm. Hadem la primărie. Aici doi oameni nu încap. Când te întâlnești, da. Când te întâlnești doi oameni, trebuie să dai unul în drum și unul să mergi pe drum. Коляска. Да. Да так то, вообще, подожди там, подожди мне, я тебя пройду, потом. Да. Да, да, да. А если до Сарпенал, ты то градит акцию с окаса, да, да. Ну, с теми, когда ты мафия, я ку мафия. Эй, да. То есть, я ку мафия, до Сарпенал, ты... Да, еще, да, да, еще я требую с фак фрумос. Pentru biciclete, pentru ieși din ogradă, cu o biciclete, cu o mașină. E trebuie să lese lăsătura, da, lăsătura, să lești, că, pentru, dar poate, poate mâine și invalid în călească, poate să trebuiască ca să vii. Nu, doamne, nu, da, nu, doamne, dar nu știi cum. Prima linie invalid în călească. Da, nu, dar da, nu știi. Dar, doamne, ferește, pe urmă cine să-ți facă accesul? Am partit 25 de ani poarta asta. Tata mea mai poartă mai rău. De lemn, dar eu spune că eu fac frumos 26 de ani și aici era asfalt. Și amuleți poartă și du-te, îi spune primărița. Și-am pus, ascultă-mi mine, era glot, mare glot și eu cerilor, vin și faceți drumul. Nu, nu au vrut să facă drumul, primărița și Iermenca, care era. Și eu am luat patru cămază de bută beton și am înșelat aici ea. Și ea că ne face, ne uite și face. Da, 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 dar e grav, e grav. E grav, ăsta-i drum, ăsta-i drum. Ăsta-i grav, ăsta-i drum, da. 2, 4, 6, 8, Hipocrat strada aici. Da. Și înseamnă asta? Și face ea, face ea, trotuarul ăsta numai, trotuar. Dar eu cum sunt în ogradă? Și eu spun, dacă intru cu mașina și treci da, pe sârmile este. Eu de la poliție îmi spune, primărița, să porcă. Da, dar tu e vrei să ieși. Nu, ești... ce cu tine? Da. Tu vrei să ieși. Mama ei, tot așa i-a făcut la mama ei, la casă, iar două căsă și asta mama ei. Dar până ne ducem să-i arătăm căsăle, mamsa, căsăle, ia uite, le pădat așa tot. Aici mâine spui că a furat o plitcă. Și așa o să pisuiască, ia să vedeți. Dar și fură, da. Nu fură unul prostul, dar tot fură. Tot e fură, da, da, tot e. Nu, da, aici se face oameni buni, aici nu-i nică strașnică, aici aduce expertul și vezi câți bani s-au cheltuit. Ia că aici e chiar interesant, să o vedem noi pe dânsa câți bani s-au cheltuit. Hădem la primărie, hai, hădem la primărie. Să ne aducem expertul și vedem câți bani s-au cheltuit. Vă dați seama, aici e, uitați-vă, lăsat tătătăt, o gunoi, știi, total, iau ce gunoi ești acolo. Au crescut mormane de gunoi, știi, vedeți, la gunoi. Deși să strici asfaltul, da, aici chiar asfaltul. Ia și mă, chiar ia și strici. Da, duci fă bordurul ăsta, ia că spisuiala, spisuiala de bani. Da, spisuiala de bani, ia că, vedeți, să întâlnești doi oameni, trebuie unul să dă la o parte și unul să dă. Da, dacă te așa. Amu, ia uitați-vă. Închin sănătos, da. Ia ca deșeurile, doamne, Dumnezeule, doamne. Asta-i coloniță, asta-i sub Chișinău, băi, asta-i... Nici în Africa, în Leane, nu e așa. Acolo, pe insul, pe în Africa, unde e... Nu știu, nu cred că este așa ceva. Asta-i... Uite ce grăsime are. Da, uitați ce grăsime, da. Nu e mașară făcut. Da. Asta, tata mea cu Galea, eu atunci s-o chitam. Tata mea cu Galea și-o făcut aici... Vă dă-o și metri acolo. Înțelegi? Aici a făcut drumul până aici, dar tata mea cu Galea a chitat. O chitat, nu știu cât de lucru, chitat e... Și-o făcut acolo. Dar acolo era glot și eu de mână și am pus patru cămazuri de bută beton, da, am dus în oraș. Da, da. Din contul meu. Și ce faci el? Da, uite, trebuie eu... Eu închis accesul în ograda mea. Da, da, dar este dus Arpenal pentru dânsa, nu se discute. Uite, este lume unde de el trebuie. Unde trebuie de făcut. Am uitat ai oasele în autobus, am ușit el ne întoarce înapoi. Nici că am telefonul acela. Uitați-vă, uitați-vă oameni buni, e jele mari. Ce face primărița de la coloniță. Ce tot e gunoi, știi, tot e gunoi, știi, vedeți? Lăsat gunoi, ani de zile, tot lumea duce că la gunoi, ia, vedeți cum spune doamna asta. Schinui aici alături, schinui și strânge toată mizeria asta de aici. Asta e colonița sub Chișinău, aici fiecare băcățică de pământ costă. Vedeți ce spune lumea, n-au titluri, n-au nimic, oameni buni. Marți în șiu la Trușeni, marți la Trușeni vin. Pentru că lumea a început, nu-i primărița la Trușeni și lumea a început să-și caute titlurile. Toate sotele care le au și înregistrate, că e fix ca și la coloniță. Toți care au avut sote, 16 sote, 20 sote, tot le-au luat, tot. Dacă s-au luat la nordul Moldovei, în Dondușeni, în Târnova s-au luat tot pământul. Pe aici, închipuiți-vă, chiar cât e Chișinău. Înțelegeți? De aici se vede Chișinău. Ia cât asta este luat și distribuit și atâșa. Să închidă accesul la om acasă, vă închipuiți? El e strada asta, asta e stradă, asta e altă stradă, vedeți? Dar aici e altă stradă, ia câte voi. Nu, 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 nu disperați că e la fundul mării, e greu de luptat, dar să începem, amoia, să încălzește.
de săptămână viitoare și o să începem a lupta, oameni buni. Ori să aibă luptă cu noi. Asta e primărița lui socialiștilor. A lui Vaniușa Ceban. Ca să o știți, da. Asta e primărița lui Vaniușa Ceban. Ia câtă-s. Ei am uia din granturi, granturi europene, răbde au granturi, răbde fac bardac. Deci ieși face trotuară, tu faci curățenii. Eu format tot și tot zvârlit tot la tine și poftim. Și tu faci curățenii. Și l-a făcut pe la asfalt. Da. Da, trebuie să fac până la asfalt. Bă, până aici asfalt, bună, da. Da. Până aici tu toarcă, dacă chiar așa tot vrei. Dar e nu trebuie să îngrădească ție accesul la casă, nici nu se discută. Da, da. Asta e prima casa ta, doi, da? Da, doi, da. Prima casă. E pocrat doi, vedeți? Da, nu, la tine e altă stradă, tu ai intrarea de pe stradă. Da, corect. Eu cred că procuratura s-a trezit și dosar penal. Ai scris plângere, am înțeles, că la procuratură? Da, păi eu ce spun, ai înțeles că ai scris plângere la procuratură și încă unde? Și la primarul general, și la doamna Gavrăliță am scris. Da, dar primarul general e drugul ei. Vaniușa Ceban. Eu am fost într-un partid, primul, alt partid, și așa e scapă de pușcării. Scapă de pușcării. Da. Cu partidele care sunt la guvernare. Da. Iată așa, ei se fură prin partid. Dacă ies, faci, dai premii, 400 sau 300 de mii de lei. Apoi ăsta și ei, ăsta e... Ies o luat premii de 400-300 de mii? Da, sigur, s-au semnat ordine. Era ordine și ăla, prin presă era. Primara coloniță Angela Zăpărân. Și fixa la bibliotecă. Lucrează, da? Da. Conflict de interese. Fixa la bibliotecă, da, știu că era scris e. E jale mare, nu mai aveți voi consilieri aici, aici, să duce o luptă. Eu am mai fost la voi aici la filmări. Să duce o luptă între clanurile este care au luat iazul, care au luat pădurea, care au luat pământurile, care au luat... Și m-am bolnavit, am stat la pat 2 ani, zile. Da. Am lucrat 21 de ani cu suflet și cu astea și la urmă. Da, rămâi nimănui, așa? N-are statul nevoie de tine absolut deloc. De care să aibă? Atâta timp cât mai dai din unghii... Doamne, câte ori le trebuie bogății, oricât... Dar nu satru, eu nu știu câte bogății le trebuie, sincer vă spun, nu știu. Nu știu, eu sănătate vreau și să pot merge, să nu cad la pat. Dar ei nu înțeleg asta. Ei vor bogății multe. Eu m-am dus și eu ajutor pe gaz și ei ne spun că trăiesc cu fata. Draga mea, eu am lucrat aici atâția ani, mi-a dat sufletul aici. Și ce pensie aveți? 2000 aveți? A ieșit cu 450, cu 49 de ani lucrați. 49. Știți că bugetare da. Că erau înainte, da. Primim. Dar avem răspundere mare, că șeful de gospodăriși, ca magazineri, ca... Ține ei vă trei funcții, da. Asta e ca să cresc copii, patru copii, ca aici și casă. Și la urmă, și a ieșit la urmă. Și așa mâneau ridicate, am 2000. 2000 la tot una, o egală, da. Am avut noroc, Voronin era atunci și mai ridicat câte 100 lei pe ei. Da, dar cum trăiesc eu, că eu numai de fata au avut operații, tumoare la cap, 4 operații, apoi eu... Dar cu tumoare să dea bani de la asistența socială pentru operații, pentru tot? Să dea, să dea... Nu mi-a dat nimeni și o copiecă. Da, ați scris cereri la asistența socială? Trebuie să scrieți cereri la asistența socială să vă duceți. Că asistența socială cu Consiliul Raional și cu primarul, toți împreună dau. Să știe ei lumea că e jale mare în țara asta. Dacă eu că... știut bine că fata mea e bolnavă și care eu mai putut așa pensat. Trei persoane, cum ei profesoare, trei persoane nu m-au dat de la școală, așa nu m-au adunat. Dar ei trebuie să vă dea asistența socială. Da, e nici o copecă de râs. E încă, eu m-am dus pe medicamente, sunt de 300 de lei și acelea nu mi le-au dat, că zic că am fata. Fata mea bolnavă cu... Milana Alexandrovna, a murit ieri, a fost 2 ani. Da, o operație. O avut și România ne-a scăpat-o. Da. E jele mare aici la primărița asta de coloniță. Eu am auzit că e jele mare. Da, e simpatică și e chiar de că s-a tot casa de creștere. Nu, nu? Da, da. Nu mai avem. Noi e sara, la băi ziua. Da. Dar spre sara. Da, hadem să dobdim. E ora 4. Și ne ducem acolo. Hadem la primărie. Hadem să șuierăm, să o întrebăm, da. Spune bine, dar eu și autobusul și la carne, oase de cele. Nu știu. Apoi hai, hadem.